Începe perioada de încălzire. Am auzit noutatea că în acest an nu ajung bani pentru compensații. Că vor fi cu 1 miliard de lei, cel puțin 1,5 miliarde, mai puțin bani pentru compensații. Dragi guvernanți sau nedragi guvernanți. Adică nu vă ajung bani și voi micșorați cu peste 1 miliard de lei compensații la cetățeni, dar găsiți bani să majorați bugetul Ministerului Apărării cu vreo 500-600 de milioane de lei, să cumpărați tancuri sau nu știu ce, cui trebuie. Găsiți bani să majorați salariile la miniștri, găsiți bani să mai creați o unitate acum cu integrarea europeană, nu știu, trebuie să ocupe direcții în guvern, care costă câteva 10 de milioane de lei. Dar pentru compensație bani nu găsiți. Pe că în urmă la toate lucrurile astea, cetățenii vor primi în mediu cu 30% mai puțin compensație decât în anul precedent. Tot pentru a satisface ambițiile nesănătoase a Maiei Sandu și Pasului, de a-și cumpăra tancheci, bătăruri și încă nu știu mai trebuie lor acum.